Pe mine mă rup pe melodia asta super de fiecare tare. Dată, jur. Da. Și să știți că asta se întâmplă foarte rar, să facă complimente pe partea muzicală și Rubel, pentru că știți, el se și pricepe, a fost și la radio, în fine, DJ. Și DJ deci, în club, mult, da. Mult, da, mult. Știu, i-a făcut și data trecută și m-am simțit foarte flatată, mă bucur tare mult. Să știți că nu o face des. Vă mulțumim foarte mult pe Diana, aș vrea să o mai țin puțin alături. Mulțumim, băieți! Eu vin cu drag, pentru că mi-era dor de voi, este pentru prima dată când ne întâlnim anul ăsta, într-un anumit 2022, care, cum am spus, cred că se anunță a fi unul bun. Așa simți, nu? Da, eu simt, pentru că până la urmă, după orice perioadă de încercări, simțim că trebuie să liniștească, lucrurile să poți vină. Poți să coborți ca un, dacă simți că ești sus. Așa am simțit că te-ai așezat, că pe partea aia altă ai. Ia, ajută tu că... Așa. Acolo. Unde aici? A, da, așa. Dar tu așează-te. Gata. Așa. Eu nu sunt cu și... birou, știi? Și nu. Dar noi și nu suntem oameni de birou cu oamenii. Stai că te scutăm. Gata. Hai camers. Dar noi totul se rezolvă în direct. Eu te-am văzut pe tine la două evenimente și la noi în emisiune de nenumărate ori și mie mi se pare că tu arăți din ce în ce mai bine. Mulțumesc mult. Să știi că e valabil și pentru tine. Noi ne cunoaștem de ceva timp și știi cum se spune? Băi, femeia devine femeie după o anumită vârstă, pentru că evoluează. Mă refer la persoanele care își doresc să o facă, știi? Absolut, absolut. Vrei și tu și să te integrezi în discuția asta? Nu mă complimentează nimeni care din ce în ce mai bine. Șurubel, bărbații, oricum arată bine, firar să fie, trebuie doar să aibă puțin atenție. Și noi mult timp. Eu am 62. Uite-te, mă țin. Și pentru vârsta mea mă țin destul de bine. Și cred că se mai întâmplă un lucru nedrept. Bărbații ajung să arate bine, bine, bine și de la un punct încolo femeia, dacă nu se îngrijește și nu schimbă rutina, o ia în jos, accelerat, ca să zic așa. Eu văd diferențe foarte clare și evidente. Ce puteam să fac acum 2 ani și ce era facil acum 2 ani, acum nu mai e chiar așa de facil. Zi-mi puțin despre ce e vorba. Păi, uite, mă refer la energie. Acum nu știu dacă a coincis cu faptul că am fost și de două ori bolnavă de COVID, am trecut și prin pandemia asta care ne-a pus un pic în stand-by, dar nu mai am aceeași energie. Adică am nevoie să fac mai multă sală, am nevoie să iau niște vitamine, am nevoie să am mai multă grijă în fiecare zi de mine și de corpul meu, de fizicul meu. Și ce faci în plus? Asta te întreb, că e important să știm cum ar trebui să se schimbe rutina de îngrijire după o anumită vârstă, astfel încât semnele trecerii prin viață să nu se vadă. Eu fac de două ori pe an un detox. Ok. Care funcționează foarte bine. Aminoacizi, vitamine. Pentru mine este foarte important. Merg la specialiști care mă ajută să fac și... Deci nu faci asta acasă. Da, nu fac asta acasă. Uh-huh. Fac și acasă în sensul în care iau niște vitamine, dar controlat, nu luăm vitaminele din farmacie sau pentru că vedem la televizor o reclamă și ni se pare că ni s-ar potrivi nouă acel medicament sau supliment alimentar. Nu. Controlat la doctor, doctorul îți spune dacă ai carențe, dacă ai niște probleme, dacă, nu știu, pe parte de vitalitate, pe parte de imunitate. Uite, după perioada de iarnă, noi întotdeauna când ieșim din iarnă, noi avem nevoie de un plus de vitamine, mai ales, uite, cum ai spus tu, pentru evenimente, pentru o perioadă care urmează a fi una foarte grea și solicitantă, păi atunci chiar am nevoie să fac niște lucruri în plus. Fac puțină yoga, fac puțină mișcare, în plus, atenție, stretching-ul mă ajută foarte mult, puțină meditație. Da, sunt niște lucruri, și foarte, foarte important, am învățat să-mi iau o oră și jumătate aproape în fiecare zi pentru mine, să fac ce-mi place. Și ce alegi în luna asta? Păi, depinde ce am chef, alternez. Pot să citesc o carte, pot să văd un film de bună calitate, pot să, nu știu, să citesc o revistă de fashion, pentru că mie îmi place și mă interesează zona asta. Orice lucru... Pentru tine, pentru sufletul tău. Pentru tine și pentru sufletul tău. Eu am învățat o chestie din experiența mea. Dacă femeia e bine, e toată familia bine. Toată lumea în jur. Ați auzit, domnilor? Eu sunt total de acord. Ați auzit, domnilor? Și o simt pe pielea mea acasă. Nu, dar eu nu sunt neapărat adepta cărților și lecțiilor de dezvoltare personală. Nu e vorba de un egocentrism, dar noi... Doamnelor, fetelor, trebuie să înțelegem că grija pentru noi este esențială pentru o bună funcționalitate a calității vieții noastre și a celor din jur, pentru că noi suntem motorul. Mm-hmm. Și nu e vorba de bani, că de regulă a avea grijă de tine se asociază cu investiții, cum ar fi mă duc la medicul estetician sau cumpăr niște creme. Sau... Dar nicio legătură. Trebuie să ai grijă de tine în sensul în care îți faci o mască acasă bio, poftim. Uite, la mine funcționează foarte bine masca de ou.
Da? Foarte bine, dar îmi hidratează foarte bine tenul. Am învățat de cursul anilor ce funcționează la mine foarte bine. Cum ți-am spus, fac de două ori un detox cu niște sucuri. Am o gastrită ulceroasă din cauza diverselor diete pe care le-am ținut de-a lungul anilor. Uite, ghimbir pe stomacul gol sau iau miere pe stomacul gol, apă caldă cu lămâie și ajută la o grămadă de chestii, tranzit, antibalonare. Adică lucruri pe care orice femeie le experimentează după anumite vârste, după ce a dat naștere la un copil, la 2, la 3, știi? Da, crema de față, spre exemplu, s-a schimbat? Eu le alternez. E ca și când tenul meu se plictisește foarte repede de o cremă. Și atunci le alternez. Nu, e foarte important să nu-mi agresez fața, având un ten foarte sensibil. Mă demachez cu o spumă. Nu agresez neapărat cu apă frecând. Micelară, frecând și așa, am mai multă grijă la rutină, adică stau puțin mai mult, știi? Să-mi fac... E greu când vin noaptea, dimineața, obosită, moartă, nu e ușor, dar nu mă culc niciodată fără să-mi îngrijez tenul un pic, știi? Ai pomenit de dietele drastice pe care le-ai ținut de-a lungul anilor. Am mai vorbit o dată despre asta la tine și a intrat un medic nutriționist și m-a făcut cu ou și cu oțet, că de ce am vorbit eu? Nu vreau să dau un prost exemplu, nu, eu am spus, am povestit despre o experiență prin care eu am trecut, în sensul în care n-aș sfătui pe nimeni să facă niște excese. Pentru că până la urmă tot aici am ajuns la 40 de ani, pentru că nu mi-a fost niciodată rușine să-mi spun vârsta. Păi, cum să-ți fie? Am ajuns la concluzia că tot ce este echilibrat este miraculos pentru noi. Și chiar dacă mai am mici scăpări, mici excese, scap la un dulce, că știți cum e. Nu se poate fără sau... Știe cum e style, niștită că știe. Eu cap cu sapul. Da. Dar simți că, de exemplu, acum dacă îți propui să dai 2 kg jos, le dai mai greu decât nu. Un acum? Nu simt lucrul ăsta. Nu. Simt că trebuie să fiu mai organizată și foarte important să dorm. Dacă nu am cele 8-9 ore de somn... 8-9 reușești să reușești? Dar la cât te culci? Dacă mă culc alături de Ianis în fiecare seară, noi la 10 dormim. Dacă am zilele cu repetiții, cum am fost aseară, la altă seară, când mă culc la ora 1 noaptea, încerc în zilele în care sunt liberă să compensez. Eu nu pot de survivor, nu pot. Acum asta nu... Da. Și eu am încercat să mă culc, să mă pun în pat la 10-11, nu pot, că e survivor. Și da, normal, și vezi? Nu doar asta, știi cum e? Vii acasă după o zi din asta în care ai avut foarte multe lucruri de făcut și vrei să te relaxezi. Cum te relaxezi? Cu normal, ceva de crânțănit și să te răsfăți. Da, bineînțeles. Răsfățul ăsta este foarte chiar greu să mi-l... Chiar ce vicii ai? Multe. Că suma lor e constantă, teoretic. Adică... îmi place să mănânc dulce și îmi place să mănânc crânțănitoare de astea mici, ronțăieli din astea seara în pat. Deci așa. Sunt cel mai frumos. Nu poți să pui în pat fără să ronțe ceva. Ai asocierea asta. Da. Și cumpăr materiale. Ce faci? Cumpăr textile, materiale. Sunt bolnavă. A, materiale de făcut haine. Da. A, okay. Sunt bolnavă, adică am un fetiș cu treaba asta. Și le și costume populare, fac o grămadă de... Da. Le întoritorează și le așezi frumos. Da, sunt... e o nebunie, e patologic un pic la mine. Poate ar trebui ar putea să te pună pe gânduri să faci ceva în sensul ăsta. Da, alături de prietena mea și stilista mea, Liana Obancea, chiar ne gândim să facem ceva foarte frumos. Liana! Da, vă spunem noi când o să fie momentul potrivit. Da, super. Am foarte deci așa, tu consider că cheia succesului este măsura în orice. În orice. Și foarte, foarte important, fetelor, nu gândiți că este un egocentrism. Trebuie să avem grijă de noi, trebuie să facem ceva pentru noi. Cum am spus, o repet, dacă voi sunteți bine, totul funcționează bine. Așa în e. Jurul vostru. Sunt perfect de acord. Mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi și te mai așteptăm. Îmi place data la viitoare voi. Vii și cu băiețelul, că am de pus niște întrebări. Am anihilat discuția, că de regulă o fac, îmi pare foarte rău. Sunt o moare stricată, nu. Știi? Nu, ne place, ne place la nebunie.